Prezent în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș, fostul ministru al agriculturii Petre Daia s-a arătat nemulțumit de măsurile luate la nivel național de actualii membri ai guvernului. Acesta a declarat că guvernanții nu trebuie criticați, ci ar trebui eliminați prin metode democratice. Am plecat la ori de 5 să văd câmpurile României. Formidabil. Natura a fost aproape de noi. Dar a fost aproape pentru că a avut lângă cine să fie aproape, lângă fermierii țării și în mod deosebit la fermierii din Călăraș unde sunt acum, prin stare de vegetație a culturilor, ne-a putut da nota de interes și de sacrificiu pe care au făcut acești oameni. Felicitări și le urez succes și să avem parte de un an agricol bun, când vom putea să aducem sub cheie rodul muncilor atât de greu încercat în această perioadă. Mi-e îngăduit să vă transmit acel sentiment de respect pe care l-am față de această echipă formidabilă. Față de un fermier deosebit care e Liuță, un președinte de Consiliul Județean, un om politic care a intrat în acest dispozitiv cu gândul de a face bine. Cunosc pe domnul Coartă, cunosc pe Bărcă, cunosc pe domnul director, pe toți cei care sunt prezenți aici și în urmă. O reală plăcere să mă reîntâlnesc după un succes electoral pe care l-au avut și la care meritat au putut consemna prin compoziția numerică în Parlamentul României, în Călăraș sunt oameni politici destoinici, dar sunt oameni care doresc și prin faptele lor probează că sunt alături de călărășeni de interesul lor și de interesul țării. Îi felicit și urmăresc cu atenție și uneori cu emoții. Spun cu atenție pentru că am fost aici lângă dânsii în perioada electorală, cu emoție să nu greșească. Le-am spus atunci și le repet de fiecare dată. Să nu greșiți. Pentru că s-ar putea ca unele din greșeli să nu le mai putem repara. De aceea acum, în mintea mea, pendulează și zona de întuneric a societății. Astăzi, din nefericire, nu facem ce trebuie pentru țară, guvernanții nu sunt suficient de ancorați în realitățile zilei și nu sunt suficient de atașați de dorințele, de chemările, de suferințele, de ceea ce simte omul zilnic, pentru că nu au, din nefericire, această îndemânare a oamenilor politici care te îndeamnă tot timpul să te uiți în ochii lor, să-i privești în ochi, să le vezi și lacrima bucuriei, dar și atât tristețea. Eu, în ochii mei, vedeți lacrima tristeții. De ce? Pentru că în acest județ formidabil, unul din județele puternice ale agriculturii țării românești, activitatea din agricultură nu este susținută de guvernanți și o să mă explic de ce, iar suferința fermierilor îmi este transmisă în mod natural și firesc, chiar dacă nu sunt lângă ei, dar gândul, preocuparea celui ce vorbește, viața lui de agronom mă face să am emoția întâlnirii și astăzi o voi avea în două comune, unde mă voi întâlni cu un fermier destoinic pe care îl cunosc și care a îndrăznit să intre în politică și o să spun de ce îndrăznesc, cu un mare curaj pentru a face bine și celor care îi are alături în comunitatea respectivă. Spun că am aceste lacrimi tristeții pentru că județul Călăraș, cum de-al minte, o parte bună din țară,
acolo unde natura ne-a permis să facem sistemul de irigație, iar eroii aceștia pe care îi sărbătorim la anumite zile, dar pe care trebuie să-i păstrăm în suflet tot timpul, spun eroii neamului, ne-au făcut și irigații pe care le-am părăsit de-a lungul vremii, prin năsăbuința multora, prin lipsa de interes a guvernanților și mai ales prin lipsa de perspectivă în mâncarea pe natul zilnic de a face, de a contribui, de a construi în România. Și spun că e mare tristețe pentru că sistemul de irigații în Călăraș, ca de aminte de toată țara, a fost întrerupt în procesul acesta, procesul de refacere a sistemului de irigație a fost întrerupt. Iar această zonă noastră, această hărnicie a oamenilor, acest efort de tot felul, este tot timpul sub zona riscului. Pentru că atunci când natura nu privește cu ochi buni, poate și ca o recompensă la ceea ce facem noi și am făcut de-a lungul vremii, prin nesăbuința interpretării și prin acțiunea dezordonată în ecosistem, ne pune situația de a aștepta o ploaie ca să putem avea rodul muncii și, evident, hrana zilnică pentru toți dintre noi, indiferent de vârstă, indiferent de zonă, indiferent de orice altceva, ca ființe umane trebuie să ne hrănim și o spun cu repetitivitate necesară pentru a intra în conștiința publică că alături de medici și medicamente, fermierii și hrana asigură scutul apărării noastre împotriva dușmanilor de văzuți. Nici boală, nici foame nu se vede. Dar, din nefericire, atunci când apare o sicim, o măsurăm și ne dăm seama, poate, prea târziu, unde am greșit. Și spun că am greșit și au greșit guvernanții când au întrerupt acest sistem de irigații și când n-au putut, și eu spun n-au putut, dar cred că nici n-au vrut să susțină la Uniunea Europeană ceea ce trebuia. Și să mă justific. Spun că n-au putut și nici n-au vrut, pentru că de un an și 7 luni de zile, am intrat într-un an și 8 luni de zile, trebuiau să continue, fără niciun fel de PNRR, programul de reabilitare a sistemului de irigații ca obiectiv de importanță capitală pentru țară, fiind un obiectiv statal de importanță deosebită. Și anume, n-au pus în pagina bugetară sumele necesare pentru a continua aceste lucrări. Și iată, acum, prin neputința exprimată în dialogul cu autoritățile europene, în care România este parte, și noi trebuie să vedem Europa ca o casă comună, în care trăim în comun și luăm decizii în comun. Noi până în 2007 am digerat politici agricole create de alții, în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană ca stat membru cu drepturi depline, participăm deopotrivă la luarea deciziilor. O luare deciziilor presupune activitate intensă, cu un interes statal formidabil, cu o preocupare permanentă, în așa fel încât în momentul în care creezi politicile agricole comune sau aceste politici generate de conjunctura dată de consecințele pandemiei, trebuie să-ți prezinți interesul statal, să susții într-un interes legitim pentru țară și într-un interes legitim pentru Europa. Pentru că ați putut vedea și dumneavoastră, mass media, ați
proiecta pe retina fiecăruia dintre noi acele imagini în care, prin decizia Uniunii Europene și a conducerii structurilor pe care le are Uniunea Europeană, s-a aprobat Pactul Verde European. Pactul Verde European nu poate fi conceput ca fiind o Europa verde cu România un stat. Este inadmisibil. De aceea, susțin faptul că nici n-au vrut în condițiile în care realitatea, schimbările climatice, demonstrează faptul că este nevoie să facem în această direcție ce trebuie. În așa fel încât în viitor să nu ne întâlnim cu ceea ce, din nefericire, ne-am întâlnit acum. Și să avem și alt câmp de manifestare din punct de vedere al nevoilor intrinseci care țin de existența umană. De aceea sunt aici și tot timpul acolo unde chemarea profesiei mă îndeamnă să spun ceea ce de-a lungul vieții am acumulat ca specialist și să spun de-a lungul întâlnirilor sau în întâlnirile de motive pe care le-am ca om, ca specialist, ca fost senator, deputat, care, iată, astăzi sunt în mijlocul celor care plămădesc altele țări. Să nu zăbubiți niciun moment. Să proiectați interesele localităților, ale comunității, în litere de lege. Și să luptați și să luptăm și dumneavoastră și noi și toți ceilalți ca legea să fie respectată și ea să-și îndeplinească scopul. Iată a doua mare îngrijorare pentru mine în condițiile în care avem deja legi care stabilesc exact termene de execuții cu sume bugetare care sunt obligatorii să fie cuprinse în bugetul statului vis-a-vis de refacerea sistemului de irigație și al doilea obiectiv de o importanță deosebită, anume acela de a proteja culturile realizate de factori natural defavorabili, de foarte dăunător, cum este cazul căderilor de grindină și a simulării precipitații. Să știți că o spun aici și o voi spune peste tot, cu calmitate și cu respect, cu dorința de a fi bine pentru țară. Guvernanții nu trebuie criticați, ei trebuie înlăturați. Prin forme democratice, dar trebuie să se facă cât de curând aici. Vă spune omul care înțelege că în agricultură am pierdut un an și 7 luni și am pierdut în sistemul de irigații 30 de ani prin atitudini nepotrivite care ne vor afecta pe o perioadă lungă de timp. Mesajul meu pentru cei ce se uită și ne ascultă este acela să nu ne pierdem încrederea. Să avem această stăpânire de sine care ne dă puterea de a învinge, dar care să ne dea și puterea de a o face. Ca aminte, rămânem în această dispută seară. De aceea spuneam, ajunge cu critica. Trebuie întreruptă guvernarea. Exemplele zilei sunt la tot pasul.
Iar freanul social nu trebuie neglijat, chiar dacă el este surd astăzi. Chiar dacă este puțin vizibil din punct de vedere al frământărilor sociale. Nu e bine să așteptăm ca laptele să dea peste foarte fiată. Că nu mai putem. Dar la cei care îl așteaptă. Asta înseamnă populație. Vă stau la dispoziție și o să le stau la dispoziție astăzi colegilor mei de aici și o să le stau la dispoziție cetățenilor cu care mă voi întâlni și le voi spune ceea ce în puține cuvinte v-a spus dumneavoastră, dar le voi spune strângându-mă în mâna, spunându-le că să aibă încredere în Partidul Social Democrat, aparțin acestei formațiuni politice, am două mandate sau două perioade în fruntea Ministerului, în perioada 2000-2004 și evident 2017-2019, singur de perioadă. Din istoria post-decembristă, când guvernele de atunci, respectiv Adrian Năstase, și guvernele ulterioare, cu sorginte politică, PSD, au abordat cu temei problemele din agricultura țării, a fost singurul de perioade când sistemele de irigații au devenit obiective naționale și au fost susținute prin buget, iar astăzi, iată că se caută explicații. Ajunge, faptele trebuie să dovedească ceea ce ai putut gândi și mai ales ceea ce ai putut face. Vă mulțumesc și transmiteți-vă la toți salutul de respect, viață lungă și să avem parte de ceea ce fiecare dintre noi își dorește. Numai bine, vă îmbrățișez cu drag și vă felicit încă o dată pentru munca voastră formidabilă pe care ați făcut-o. Domnule ministru, la întrebări să vă răspundeți ziariștilor, dacă sunt întrebări, pe domnul ministru. O întrebare. De la Călăraș am văzut un domnul europarlamentar care a candidat din partea PSD și este europarlamentar. Discutați cu el sau pe probleme de agricultură? Nu scapă lucrurile. Vorba de Carmenar? Da. Da. Este persoana care am dialog permanent cu dumneavoastră și vreau să o și felicit în același timp pentru poziția corectă, constantă, dinamică, profesională pe care o are în Parlamentul României, în Parlamentul European. Și eu vă spun acum aici, pentru că e o foarte bună întrebare. Trebuie să nu ne mai ascundem în spatele că și-au decis, a decis Uniunea Europeană. E greșit! În condițiile în care România este reprezentată în Consiliul de Miniștri, în condițiile în care România este reprezentată în Parlamentul European, în condițiile în care România este reprezentată în Consiliul European, practic, în toate structurile de decizie ale Uniunii Europene, avem români. Important este să rămână români. Pentru că îmi pun următoarea întrebare aici. Și cu revoltă în suflet acum, pentru că asta. Nu l-am văzut pe Cioloș, care a fost comisar al Uniunii Europene, să-i spună lui Ghinea, Ghinea, vino să te învăț că am exercițiu misiunii, că a fost comisar, cum trebuie să susții aici, ca să avem noi succes, ca să irigăm România. N-am văzut niciunul. N-am văzut pe acest coleg de breasta al meu. Și suferința este legată de această situație și de această asimilare profesională pe care o avem. Spun, dom'le, uite cum trebuie făcut în așa fel încât noi să irigăm România, pentru că o irigăm din interes pentru țară. Și că România, și cu asta vă dau câteva cifre, în condițiile în care România ajunge și trebuie să ajungă, se irige efectiv, 2 milioane de hectare,
România poate să mențină la irigat 1 milion de hectare, care înseamnă 16 tone la hectar pe fiecare în zona irigată. 16 tone la hectar înseamnă 16 milioane de tone. România cultivă 2,5 milioane de hectare de porumb. Pe 1 milion, 16 milioane de tone, pe 1 milion și jumătate, 5 în condițiile de irigare face 7, depășesc 23 de milioane de tone. România poate, prin această producție, România va rămâne tot timpul în fruntea Europei. Și eu spun că merită să rămână și că trebuie să muncim ca să rămână în fruntea Uniunii Europene, indiferent de concurență. Ne concurăm și noi cu ce avem. Și avem cele trei resurse formidabile, apa, solul și fondul genetic. Și al doilea, în perimetrul acesta iridat, putem să cultivăm în sprijinul Europei și în folosul țării suprafața de soia care se asigure independența Europei pentru proteină vegetală. Uniunea Europeană importă proteină vegetală pentru susținerea zootehniei, creștere păstrelor și animalelor din Uniunea Europeană. Iar noi avem aceste posibilități petroclimatice în condițiile în care avem sursa de apă asigurată pe tot parcursul de vegetație al plantei, în așa fel încât să dăm producție Europei, să dăm producție țării, să folosim aceste lucruri. Și nu suntem la munte, dar să știți că inundațiile se combat la munte. Din nefericire, din cele 6 legi pe care Parlamentul României le-a dat în perspectiva și în dorința de a nu, indiferent de ce guvern și ce ministru vine la conducerea ministerului, să pună în aplicare legea, că legea este sfântă, unde e lege, nu-i tocmeală. Ori, această tocmeală mă determină să se repet, este momentul nu al criticării, ci al înlocuirii.